ce partid va pierde electorat după ce Dacian Ciolo subliniere i-a lansat noul partid, rivalii nu îi dau nicio subliniere ans fostului premier. Fostul premier, Dacian Ciolo subliniere i-a lansat, în urmă cu câteva zile, noul partid. Acum începuse să fac mai multe calcule. Ce formațiune va pierde electorat după apariția lui Ciolo subliniere? Unii dintre rivali râd de acesta. Subliniere carea România împreună, noua construcție politică a lui Dacian Ciolo subliniere a stârnit nemulcumiri în PNL. Liberalii spun ce partidul fostului premier nu face decât să fermiceze sublinierei mai mult, dreapta. Întrebarea este, de la cine va lua Dacian Ciolo subliniere electorat? Părerile sunt împrăcite. Unii cred ce USR va pica victimi, alții susțin ce liberalii vor avea de suferit. Cât despre un proiect comun al opoziției, lucrurile sunt incerte, cu doar un an înainte de alegeri. Presubliniere dintele executiv al PMP crede ce partidul lui Dacian Ciolo subliniere va lua mai mult electorat de la USR, decât de la PNL subliniere îi anticipează ce proiectul principal al MI subliniere cerii România împreună va fi acela subliniere îi cu cel al Uniunii Salvați România, lupta anticorupție. Eugen Tomac susține ce electoratul interesat de această temă nu e mare, 8. A sublinierea dar culoarul pe care se bat cele două partide, spune liderul PMP, este unul foarte îngust sublinierei nu de mari subliniere anse noi structuri politice. Pot face o scurt comparație cu evoluția lui Mru, tot fost premier, creditat foarte bine în notorietate sublinierei credibilitate, dar care nu are o subliniere IT să lanseze un proiect politic. O structură politic nouă este foarte greu să fie creat la ora actuală, spune Tomac, anunț Digi24. Tot un sublinierei, Eugen Tomac crede ce, atunci când va fi cazul, partidele anti-PSD se vor coaliza. Sunt convins că la momentul oportun, viața ne va obliga să se teme la aceea sublinierei mas, dacă vrem să obținem rezultate reale sublinierei să trimitem PSD-ul în opoziție, a mai spus Tomac. Liberalii sunt suprage-focânzi. Consilierul lui Ludovic Orban, Violeta Alexandru, fost ministru în cabinetul Ciolo subliniere, a anuncat ce se retrage din Asociația România 100. Orice nou construcție politic neclarificat doctrinar confuzează electoratul, un electorat sufocat de modelul populist promovat de PSD-ALDE, canibalizează opoziția de astăzi, mai ales USR. Voturile se vor risipi. Peletim un pre prea mare, a spus fostul ministrul. Nici Alina Gorghiu nu e prea încântat. Regret sublinierei în ziua de astăzi, dacă puteți să vă imaginați, regret ce nu l-am auzit mult cumint PNL nici în ziua de astăzi.
Orice nou formul politic în afara PNL nu ajută decât la fragmentarea opoziției. A subliniere tept se vede de la domnul Ciolo, subliniere e altceva decât cuvinte mari. Evident ce niciodată nu este prea târziu, dar cu Dacian Ciolo subliniere nu se subliniere tie niciodată, a spus Gorghiu. Singurii care se bucur de apariția noului partid condus de Dacian Ciolo subliniere sunt cei de la USR. Eu salut intrarea în politica prietenilor noi subliniere tri de la mii subliniere care împreună. Atât noi, cât subliniere ei avem acela subliniere ADN. Este posibil în acest moment chiar o fuziune cu partidul lui Dacian Ciolo subliniere. Este posibil, dar nu este probabil în perioada următoare, a spus Ionuc Mo subliniere Teanu, vicepresubliniere din USR.